După o vizită pe care a avut-o în mijlocul șantierului autostrăzii Comarnic-Brașov, prim-ministrul Ludovic Orban a declarat că guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii, precizând că aceasta este o prioritate de maximă importanță. Ne propunem să alocăm sume fără precedent pentru obiectivele de investiții pentru Brașov. România are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii și din cauza asta obiectivul nostru prioritar reprezintă investițiile în infrastructură de transport, în infrastructura energetică, în infrastructura de sănătate, unde există extrem de multe proiecte care sunt derulate atât de Primăria Brașovului, cât și de Consiliul Județean. Consiliul Județean, de exemplu, a avut o alocare record de cheltuieli pentru sănătate de peste 50 de milioane. Niciun Consiliu Județean nu a alocat atâtea resurse pentru proiectele de modernizare, care unele dintre ele, este adevărat, sunt sprijinite și de la nivel guvernamental prin Compania Națională de Investiții. În următoarea perioadă, dacă vrem să ne modernizăm, dacă vrem să creștem standardul de viață pentru fiecare român, dacă vrem să asigurăm chiar și unirea tuturor provinciilor istorice, să asigurăm perspective de dezvoltare pentru toate regiunile din România, prioritatea zero trebuie să fie investițiile în infrastructură, iar în ceea ce ne privește pe noi, vom aloca resurse impresionante, cum n-au fost alocate niciodată în ultimii 30 de ani.